Moldova are cu ce se mândri. Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, avem un arbitru din Moldova care va merge la Jocurile Olimpice să oficieze partidele din cadrul competițiilor. Și având în vedere că Ștefan Răileanu este în top 3 cei mai buni arbitri de taekwondo din lume și a meritat locul printre cei doar 30 de arbitri care vor fi prezenți la acest eveniment. Eu zic că este wow, așa că îi spunem felicitări și îi spunem bine ai venit la noi în platoul nostru. Ștefane, bună ziua! Ia bună să te vedem! Mamă, ăsta e costumul de arbitru, da? Da, de arbitru internațional. Și, dar cum e pe teren cu acest costum? Pe teren? Pe teren e fără sacou, dar în schimb tot așa. Ia loc pe canapea. În primul rând, felicitări! Da, mulțumesc frumos! Îmi dau seama că vestea te-a prins așa cu mare bucurie. Da. Când ai aflat și cum ai aflat că vei merge la Tokyo? Mhm. Informația asta este foarte secretă și noi am fost înștiințați de mai mulți, dar din cauza să nu fim implicați în diferite procese de corupție sau să nu fim contactați de alți oameni, informația a fost secretă până nu de mult, dar eu mai de mult am știut și printr-un e-mail, pentru că acum, datorită situației COVID-ului, tot se face online, și desde dimineață, pentru că Federația Mondială se află în Coreea, mesajele au fost trimise de la vreo 4 noapte. Exact. Și dimineața când am primit, a fost foarte, foarte bucuros, o senzație extraordinară. Cred că prima senzație care a fost de ușurare, pentru că a fost un drum foarte lung, ciclul olimpic de la Rio până la Tokyo și foarte multe sacrificii au fost făcute și am primit așa o ușurare când în sfârșit toate sacrificiile astea și-au avut rostul. Dar îmi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El a fost cu mine pe parcursul acestui drum și m-a ajutat pentru că eu sunt cel mai tânăr din echipa respectivă. Bravo! Da, și 32. Mulți înainte! Dar pentru un arbitru internațional de categorie olimpică este o vârstă foarte tânără. Și în acest an s-a încercat a forma o echipă mixtă dintre taekwondo devine tot mai dinamic și trebuie să fie rapid. Și s-au ales arbitri tineri care se pot mișca, se pot apleca. Exact, împreună cu arbitri experimentați care stau la video replay și gestionează situația dintr-o parte. Așa, tu ai făcut taekwondo în viața ta? Până la 32 de ani? Da, și continui să mai fac. De la vârsta de 7 ani m-am ocupat la școala sportivă specializată numărul 6 de la taekwondo, din Chișinău. Și pe urmă am devenit antrenor în școala aia, pe urmă am devenit director adjunct în școala aia și tot în școala aia am devenit și director. Și recent am decis să încep un proiect nou în satul Sofia, din raionul Drochia. Și am lăsat... tot. Ai lăsat directoria și toate gradele pe care le aveai aici în Chișinău și ai plecat într-un sat, dintr-un raion unde ai de făcut aproape 3 ore de mers cu mașina? De fapt ne-am mutat acolo. V-ați mutat cu familia întreagă, da. Și să începem așa un proiect nou, pentru că călătorind în toată lumea, am fost undeva în 70 de țări, poate mai mult, am întâlnit oameni speciali și care fac niște lucruri deosebite, pentru că noi în colectiv avem diferite funcții fiecare. Unul poate este stomatolog în Belgia, altul este inginer de proiectare avioanelor în Norvegia, altul director de restaurant, dar toți suntem arbitri internaționali pentru că este un hobby pentru noi și mai mult ca voluntariat. Și Am vrut și eu să fac ceva pentru țara noastră, am vrut să fac ceva pentru comunitatea noastră și așa Dumnezeu a făcut că m-am întâlnit cu un domn, domnul Victor Popovici, care mi-a propus să începem un proiect nou în satul Sofia și anume să deschidem o școală de taekwondo și să oferim copiilor un viitor acolo, o posibilitate, pentru că în Sofia au fost două școli, una s-a închis și stă acum părăsită, nefolosită.
liceu nu mai este, este gimnaziu și exodul populației, toată lumea vrea la Chișinău, toți vor peste hotare și satele noastre din Moldova încet, încet se sting. Exact. Dar de acolo vin talentele, de acolo da. ne ridicăm cu toții. Avem un video frumos de acolo din satul Sofia și vrem în aceste momente să-l împărtășim cu voi cei de acasă. E de admirat și omul ăsta este fenomenal, de fapt, ca și inițiativa pe care a făcut-o pentru a reînvia sportul în sate. Ești, de fapt, al treilea arbitru din istoria Moldovei care ajunge să arbitreze la Jocurile Olimpice. Da, a mai fost un arbitru la box și la scrimă, și dar la taekwondo primul în istorie care ajunge la Jocurile Olimpice în 2021. Care, mă rog, trebuia să fie... 2020, da. Dar vedem că toate evenimentele sportive s-au mutat. E foarte admirabilă inițiativa pe care ați avut-o. Pentru că atunci când am aflat că ai venit în satul Sofia, mă gândeam, ei, poate are vreo bunică, vreo neam, ceva, vreo casă. Nicio legătură cu satul Sofia nu ai. Nu. Absolut. V-ați născut și tu și soția în Chișinău? Da, suntem din Chișinău și părinții noștri sunt din Chișinău și a mei și a ei. Și... V-ați luat valiza și holubii? Și am plecat la Sofia, da. Și am fost așa, cred că de sus Dumnezeu ne-a călăuzit anume în acest sat și acolo sunt mai multe proiecte. Acolo este și o casă de tip familial cu copii orfani, este și o casă de... copii cu dizabilități, masculin, partea bărbătească aparte și încă o casă cu copii cu dizabilități, partea femeiască aparte, casa Alex și casa Matei și sediul Micu Samaritean tot este în Sofia și mi s-a părut așa un proiect cu inimă, să-i spun. Și dacă o să mai fie și această școală sportivă care ulterior vrem să o facem poate într-un centru educațional unde copiii după școală care nu au posibilitate să meargă acasă, să mănânce ceva exact, sau sunt părinți sau ei sunt din familii social vulnerabile, să vină la acest centru și să aibă ocupații. Iată, asta a fost ideea noastră. Și vreau să mulțumesc cu această ocazie soției mele care m-a susținut pe tot acest... Da, pentru că e nevoie de mare iubire ca da. să lași exact. Chișinău. Toată lumea vrea să vină în Chișinău, nu vrea să plece la sat. Iată, voi sunteți un exemplu de familie tânără care face invers pentru o cauză nobilă. Ții minte Manchester? Da, foarte bine. Ce emoții ai avut acolo și cât de important a fost pentru tine prezența acolo? Cred că la acel moment a fost cea mai importantă competiție pentru mine, pentru că orice arbitru își dorește să ajungă la campionatul mondial. Și iarăși, pentru prima dată în istorie, un arbitru din Moldova a ajuns la campionatul mondial și au fost selectați 120 de arbitri și din 120 sunt numai 10 finale. Și fiecare își dorește măcar o semifinală să arbitreze, nimai vorbind de o finală. Și eu am avut onoarea să arbitrez și o semifinală și o finală. Și nu înțelegeam de ce. Dar a fost o testare, pentru că la final mi s-a mânat titlul de cel mai bun arbitru al campionatului. Și iarăși îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost cu mine și sunt niște emoții foarte puternice. Tu vorbești și la mine se face pielea de găină. La Manchester, pentru prima oară, s-a folosit sistemul 4D, adică 100 de camere sunt în jurul... suprafeții de luptă și atunci când un arbitru face o greșeală, antrenorii au voie să ceară video replay pentru a verifica. Și cu 100 de camere, adică orice greșeală minusculă poate fi observată și acest sistem a fost implementat pentru prima oară în Manchester, în Londra și presiunea asupra arbitrilor a fost și mai mare ca până atunci. Dar iarăși a fost o experiență unică și mă bucur că am participat și am avut o evoluție frumoasă. Eu cred că te vei descurca de minune și acolo și la Tokyo. Cât timp vei lipsi de acasă?
voi lipsi de acasă 8 zile, dar va fi o veșnicie, pentru că arbitrii inițial nu ni se iau toate telefoanele, planșetele, calculatoarele, laptopurile. Ca să nu aveți legătură cu exact, lumea externă, exact, să nu fiți plătiți și, corupți. Exact, și se dă doar un număr de telefon pentru soții sau părinți în caz de situații excepționale și spune care situațiile este excepționale, adică ceva care... Grav, da. Și mai mult ca atât, suntem în permanența, în prezența unui voluntar care ne urmărește, care fiecare stă cu noi. Fiecare mișcare. Exact, și doar când mergem la toaletă, așteaptă aveți... după ușă. Aici acolo stau. Da, sau când în camera noastră intrăm, tot el așteaptă la ușă, iarăși din nou ca să nu fim... Să nu comunicăm cu nimeni, să nu contactăm și cred că o să fie o destul de lungă perioada asta de 8 zile. 3 zile o să fie seminar și pregătire și competiția propriu-zisă 4 zile. Noi îți dorim multă baftă, ne mândrim că avem așa oameni, te așteptăm cu mare drag acasă și când vin pe la drog eu trec în ospiție. Da, vă așteptăm cu mare drag. Vă mulțumesc frumos pentru invitația dată. Cu mare drag, pentru că ne plac oamenii frumoși, oamenii care o să ne reprezinte țara cu mândrie, fie ei în calitate de sportivi, fie ei în calitate de arbitri.